Stefano. Das ist alles neu. Nee, das ist das. So ist gut. Das drüber. Might do her business now. Nu. Unul se pește așa actual. A, actual. Deci ăsta e peisajul actual. Scenar prin viitorul. Da. Asta este prima variantă cu agricultura intensivă. Economică. Da. Deci rămân în locul 2? Da. Bun, dumneavoastră ce ziceți? Tot? Tot, tot. Așa. Deci care era cel mai mic? Sera? Răul? Cel mai mic, sera sau fabrica? Păi sera mai mic. Sera mai mic și fabrica e mai mare. Ok. Vreau să vă mai rog să îmi spuneți un pic vârsta, satul și profesia. Aia, rândunica. Bun, ce este acesta? Un cui. Cui. Ce avem aici? O vrabă. Bravo, bravo, bun. Ce fel de păsări vă plac vouă? Mie cel mai mult îmi place... Șoimă? Da. Alte păsări? Rândunica. Rândunica. De ce? De ce vă plac? De ce? More things like this is, of course, the cultural value for example, the haymaking and of maintaining the churches is also important for the community, so we need more communal work. And this is what we want to transfer. And there are several organizations. Unde vreți voi? Nu, și ce pui în ăsta? Păi el așa vrea. Tu ce treabă ai cu el? Nu e ăsta. Deci tot ce trebuie să facem. Ați înțeles acum ce trebuie să faceți? Ai pus chibritul, ieși. Ai votat, gata. De unde e chibritul? Mie ăsta-mi place. Eu aici nu ăsta mai ce mă dă. Mai ce mă dă. Să ne strică tot. Bă, numai una.
Ce sunt aici? Haideți aici. De obicei, bătrânii ce fac ele? Scoare. Ce-și folosesc ca să scoare? Aripi. Aripi. Unde vedeți voi cuiburi de păsări? Acolo. Uite păsări aici și de obicei păsările unde își fac cuibul? În copac. În copac. Și unde mai vedem cuiburi de păsări? Rândul? Mici. Mica, bravo! O bază mare! Bază mare! Și bază de obicei unde-și face cuibul? Ce vedem aici? Ce sunt ăștia? Unde are domnul? Că vreți să mă fiți. Ce? Care asta? Este un proiect de cercetare din Germania, din patru viitori posibile. Colega mea, Vania, a explicat în românește. Da, bună ziua! Domnișoară, o să vă explice despre ce-i vorba. Eu o să vă pregătesc niște felicită. Ce carmenați? Asta niște felicită, o să vă explice domnișoară. Eu vă dau sau înainte, nu o să le pregătesc. Asta mișoara va explica. Nu cred că am filmat. Pur și simplu cercetăm. Iar observăm. Încercăm să dobândim cunoștințe. Ca și cum am făcut. Ca și cum nu știu dacă nepoții dumneavoastră au făcut un referat pentru școală și s-au documentat și au scris. Asta facem și noi. Deci nu se vinde nimic, nu cerem bani, nu dăm bani. E pur și simplu despre natură și despre oamenii din sudul Transilvaniei, numim noi, printre care și statul Agurpiciu. Aici, de exemplu, ne-au interesat foarte mult fluturi, fiindcă Transilvania are foarte multe specii de fluturi diverse și asta este o bogăție pentru zonă și încercăm în același timp să-i facem pe oameni să se simtă mândri că locuiesc aici. Și din al lui, de exemplu, este din Scoția și vin oameni din diferite părți ale Europei numai ca să vadă fluturi de aici, de Transilvania. Aici, de exemplu, ne-au But that's what we should do in all villages. I think that's good too. So these kids